Pentru a cincea oară, gorjenii vor ieși din nou la curățenie pe data de 24 septembrie. Proiectul Let's Do It Romania este coordonat la nivel județean de Asociația Viitorul în Zori, mobilizând în 4 ani de proiecte peste 1,2 milioane de voluntari și reușind să colecteze circa 2,5 milioane de saci cu deșeuri. Încercăm ca pe 24 septembrie Let's Do It România să scoată cât mai mulți voluntari la acțiunea de curățare a zonelor foarte poluate de deșeuri, în special pădurile și râurile din județul Gorj. Aceeași problemă este în toată țara. Acest semnal de alarmă cu această acțiune este nu în primul rând de a curăța județul Gorj sau România de astfel de deșeuri, ci de a sensibiliza opinia publică să nu mai arunce deșeurile în spații nepermise. Primăriile, prin semnalul transmis de conducerea județului Gorj, au fost foarte receptive la această acțiune și, cum de altfel, au fost și instituțiile descentralizate ale județului Gorj. Autoritățile locale din fiecare localitate a județului nostru sunt așteptate să-și dea mâna cu cetățenii în data de 24 septembrie pentru a curăța zonele populate de deșeuri. Primăriile vor furniza voluntarilor materiale de lucru pentru strângerea gunoaielor, vor asigura un punct de prim ajutor și se vor ocupa de transportul deșeurilor în vederea valorificării.